Absolvenții de clasa 8 au susținut proba scrisă la matematică din cadrul evaluării naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Examenul a început la ora 9, când, în fiecare sală de clasă, s-au deschis plicurile sigilate cu subiectele multiplicate, iar elevii au avut la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele. Mulți dintre ei au ieșit bucuroși din clase, au spus că subiectele au fost destul de ușoare. Mi s-a părut ușoare față de ce aveam de făcut noi la școală. Eram așa, cam mediu. Nu. Și cum te-ai descurcat? Te-ai pregătit? 7-8. Vreau să merg la liceu de științe sociale și după aia să merg la facultate de sport. A fost ușor, mai așa. Da. A fost bine. Un pic cam nu, dar subiectul a fost pe măsură. Cât te-ai pregătit? Cam zilnic. La ce clasă vrei să mergi? Matei Info B. Intensiv engleză. Și aici, la fel de bine, nici chiar foarte ușor, dar nici foarte greu, chiar imposibil. A fost cum așteptam. Mi-era mai frică la română decât la mate. Din programa de examen a fost eliminată anul acesta materia de pe semestrul al doilea, deși școlile au fost închise pe 11 martie, după ce elevii parcurseseră 2 luni din acest semestru. Elevii au avut de parcurs mai puțină materie. Au fost foarte, nu știu, am avut emoții la început, dar am zis că mai bine sunt calmă și încerc să rezolv toate subiectele ca să fac bine și a fost ușor. Adică mă așteptam la ceva mai greu și matematica la început, adică cu româna mai mult, am avut noroc și... Na. La ce vrei? La ce specializare vrei? La științe sociale, Radu Negru. Elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limba maternă. Ministerul Educației a stabilit măsuri în premieră pentru ca elevii să afle rezultatele la examenul de evaluare națională din acest an. Miercuri, la finalul examenului de matematică, elevii au primit un cod unic pe care îl vor putea accesa intrând pe site-ul Ministerului Educației în 27 iunie pentru a vedea cum s-au descurcat la cele 2 probe, de limba română și de matematică. Pe 22 iunie se vor afișa rezultatele până la ora 14, în aceea zi între orele 16 și 19 și pe 23 iunie între orele 8-12 se vor putea depune contestațiile. În data de 27 iunie este programată afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.